Salutare tuturor! În episodul de azi vorbim despre dezvoltarea economică sustenabilă. Economia ar trebui să aibă ca scop principal îmbunătățirea condițiilor de viață ale oamenilor. Pentru asta există două planuri, planul social și planul de mediu înconjurător. Trebuie să ne încadrăm între cele două planuri pentru a ajunge la idealul unei vieți bune și sustenabilitate pentru generațiile următoare. Haideți să le luăm pe rând. Planul 1, baza sistemului de organizare pe care economia trebuie să îl servească, este componenta socială. Sistemul trebuie să asigure pentru cetățenii săi accesul la sănătate, accesul la educație, muncă și venituri decente, pace și justiție, dreptul la opțiune și exercitarea drepturilor politice și de liberă exprimare, echitate socială, accesul la o locuință, accesul la energie, apă potabilă și alte utilități de bază și, foarte important, accesul la mâncare. Planul 2 ține de mediul înconjurător, fără de care viața este imposibilă. Problemele de natură ecologică au mai multe direcții. Există poluare chimică, problema calității apei, a calității solului, pierderea biodiversității, subțierea stratului de ozon, schimbările climatice și acidificarea oceanelor. Toate aceste probleme sunt de natură să diminueze sau să distrugă calitatea vieții. Societatea și economia trebuie construite pe fundamentul social fără a intra în zona hazardelor de mediu. Zona sigură pentru supraviețuire se află între aceste două planuri, economia trebuind să fie regenerativă și distributivă. Dacă nu ținem cont de baza sistemului, alunecăm spre o societate inechitabilă și dezastru social. Dacă ignorăm plafonul determinat de condițiile de mediu, ajungem la un dezastru biologic. Până acum, mecanismele prin care măsuram economia nu țineau cont decât parțial de cele două planuri. PIB-ul și creșterea economică, principalii indicatori după care ne ghidăm mersul economiei, nu spun foarte multe despre partea socială și cu atât mai puțin despre cea de mediu. De aceea, sistemul actual are tendința de a aluneca în afara zonei de supraviețuire. Trebuie să înțelegem ca societate că unitățile noastre de măsură sunt inadecvate și să începem să măsurăm și altfel. Vă mulțumesc pentru vizionare, aștept părerile voastre în secțiunea de comentarii. Nu uitați să vă abonați dacă vreți să vedeți mai multe clipuri. La revedere!